Scenariul radiofonic, după care s-a realizat spectacolul Maria Brâncoveanu, Biruința învierii, este alcătuit de Ion Costin Manoliu și Iuliana Mateescu. Coscenarista Iuliana Mateescu, președinta Asociației de Recunoaștere a Obiceiurilor și Tradițiilor Românești. În anul 2014 a apărut filmul Maria, Doamna, toată Ungrovlahia. Eu n-am făcut niciodată film, n-am scris scenarii, n-am știut ce înseamnă un film, dar cu ajutorul doamnei Maria Ploaie, a lui Nicolae Mărgineanu, a doamnei Nita Chivulescu, am reușit în luna decembrie să vedem filmul Maria, Doamna, toată Ungrovlahia, care a avut succesul pe care îl, într-un fel, ți-l dăruiește Dumnezeu. Încât în momentul acesta simt că această piesă de teatru reușește să întregească bucuria de a ne gândi că Maria Brâncoveanu va fi canonizată. Coscenarista Iuliana Mateescu. Scenariul spectacolului radiofonic Maria Brâncoveanu, Biruința învierii, este realizat pe baza scrierilor lăsate de cronicari și întregit de baladele vechi românești care evocă martiriul lui Constantin Brâncoveanu și pe al fiilor săi. Eu sunt tu și tu ești eu. Tu gândești cu gândul meu și eu văd cu ochii tăi. Dar de-a valma pe-amândoi ne visează singur el, cel de-a pururea la fel. Regizorul artistic Nicolae Mărgineanu. Ce s-ar fi întâmplat fără acest sacrificiu extraordinar pe care brâncovenii l-au făcut? Eu cred că nu mai exista identitate românească. E un lucru foarte, foarte important. Și nu numai lor, au fost și mulți alții, desigur, dar acum este vorba de ei. Și sigur că e extraordinar de important să le păstrăm o amintire frumoasă. Regizorul artistic Nicolae Mărgineanu. Muzica originală, interpretarea vocală și instrumentală a spectacolului Maria Brâncoveanu, Biruința învierii, poartă semnătura cunoscutului violoncelist Adrian Naidin. Murile sus, după crucea lui Iisus, Maria Brâncoveanu, interpretată cu măiestrie de Maria Ploaie, ne dezvăluie o personalitate impresionantă, o soție, mamă, doamna țării românești, credincioasă tradițiilor, dar și valorilor creștine. Actrița Maria Ploaie. Sunt patru modele de femei grozave pe care în ultima vreme le-am adus la urechile dumneavoastră. E vorba de Olga Greceanu, Maria Rossetti, Maria Brâncoveanu și va urma un alt model de femeie de alt tip, Lia Manoliu. Sunt personaje care îmi dau o mare, mare bucurie, întâlnirea cu ele, readucerea în memoria noastră. Cred că ne ajută pe noi, cei care suntem lipsiți astăzi de modele. Avem modele, dar jalnice. Avem nevoie de aceste modele, cei de mâine vor avea nevoie de ele și vor rămâne prin munca noastră a actorilor, a regizorilor, a scriitorilor. Actrița Maria Ploaie. Spectacolul Maria Brâncoveanu, Biruința învierii, este realizat în seria Biografii Memorii, coordonată de Magda Duțu.